prin harul lui Dumnezeu suntem ce suntem. Am uitat să ne aducem aminte că prin harul lui Dumnezeu e frumoasă și seara aceasta. Că prin harul lui Dumnezeu, dincolo de dezamăgirile noastre, dincolo de problemele noastre, e un răspuns al lui Dumnezeu extraordinar pentru fiecare dintre noi. Există un mit între noi, mitul că Scriptura nu poate să fie înțeleasă. Aș vrea să citiți cu ochii dumneavoastră, să o vedeți cu ochii dumneavoastră și apoi să vă dați seama că Dumnezeu chiar vorbește direct. Nu e filozofie, nu e nevoie de interpretare sofisticată, e nevoie doar de un lucru, de a dori să afli voia lui Dumnezeu. În cadrul întrebărilor anterioare am vorbit de Martin Luther, care în momentul în care a văzut pentru prima dată o sfântă scriptură, repet, era în anii 1500, cred că 13, dacă nu greșesc, când a văzut pentru prima dată și a început să o studieze, a găsit în ea asemenea resurse spirituale, dincolo de toată filozofia care o studiase. Era un călugăr care studiase și dreptul pe deasupra. Filozofia și teologia. Și între toate a descoperit în Sfânta Scriptură un asemenea resort, nu doar educativ, dar și informativ, încât el a rămas prizonier al Scripturii. Mai târziu, la conciliul din Worms, în 1521, el spune: conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Ce înseamnă captiv? Prizonier. El spune: conștiința mea, mintea mea, e luată prizonier de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face lucrul acesta obligându-ne. Observați, atâta vreme unii dintre noi n-au citit Scriptura și Dumnezeu n-a intervenit puternic să ne ia de urechi. Băi, de ce n-ai citit Scriptura? Ne-a lăsat în pace. Și am mers și la crâjmă, am mers și la baruri, am mers peste tot și ne-a lăsat în pace Dumnezeu. Dar în momentul în care cineva descoperă Scriptura, descoperă asemenea valori încât el devine captiv prin frumusețe, atras irezistibil de cuvântul lui Dumnezeu. Până la urmă, ăsta este scopul pentru care suntem aici. Și datorită acestui lucru vă spun: bine ați venit! De asta v-am și spus, zâmbiți, că-i de bine, nu-i de rău. Haideți, pentru că timpul ne aleargă, pentru că în seara aceasta am început puțin mai târziu și pentru că am mai vrea să mai stăm de vorbă prin întrebări și la sfârșit, și nu știm unde vom comprima atâtea dorințe câte avem, haideți să începem. O să îi rog pe prietenii mei media să-mi dea drumul la slide-uri. Încă o dată, rostul acestor slide-uri este ca să mergem împreună în gândire și în analiză. E la modă astăzi să se spună că planeta noastră este la un pas de dezastru. Vă rog să observați jumătate, cea din dreapta, partea din dreapta în imaginea aceasta, este imaginea unei planete moarte care scoate doar fum. Pământul este steril, avem de-a face cu reziduri menajere și rezidurile planetei. Din planetă n-a mai rămas decât o grămadă de nimic, da? Iar în partea stângă este paradisul de altă dată, cu blocuri, bineînțeles, de data asta. Adică totul e verde, totul este frumos și imaginea vrea să spună: se poate ca în stânga. N-ar trebui să mergem ca în dreapta. Ce părere aveți? Sunteți de acord? Îmi place lucrul acesta, îmi place un termen pe care îl văd folosit din ce în ce mai des, mai frecvent, și anume salvați.
deși la nivel de prieteni și la nivel de generație, ideea de salvare e legată doar de spital. Când vine salvarea, cu girofarul, cam atât. Dar dacă îi spui cuiva că omul trebuie să fie salvat, deja intrăm într-o problemă. Vreau să observați această absurditate. Noi spunem că planeta trebuie să fie salvată, dar noi nu acceptăm mai deloc ideea că omul trebuie să fie salvat mai întâi. Cum vă explicați lucrul ăsta? Salvați planeta, dar uitați de om. Înțelepciunea populară îmi spune mie că omul sfințește locul. Înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu îmi spune că Dumnezeu a blestemat omul și din cauza omului a fost blestemat și pământul și planeta. Cu alte cuvinte, unde este cauza și unde este problema? La nivelul omului. Și atunci de ce vrem să salvăm orice, dar uităm de om? Omul nu este o problemă. Este o realitate forțată, pentru că, repet, atât din punct de vedere al bunului simț, omul spune, omul sfințește locul, iar din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, mi se spune clar că blestemul a intrat în lume datorită omului. Tot cuvântul lui Dumnezeu îmi spune în Cartea Romanilor, capitolul 8, că firea, cu alte cuvinte, natura, așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, natura, nu neapărat natura rațională, dar și natura irațională, cum ar fi animalele, păsările, mediul înconjurător, așteaptă descoperirea unui alt fel de om. Și aici mi se spune limpede, descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, natura este făcută în așa fel încât să recunoască omul transformat, să recunoască omul schimbat. Natura poate să facă lucrul ăsta. Când eu vreau să salvez planeta, eu nu înțeleg faptul că dacă aș avea pe această planetă fiii lui Dumnezeu, situația acestei lumi fizice, ecosistemele care sunt la nivelul acestei planete, ar percepe lucrul acesta. Nu mistic, nu despre asta este vorba, ci comportamentul uman s-ar schimba astfel încât să fie în favoarea lumii acesteia. Din punctul meu de vedere, un creștin trebuie să aibă grijă de lumea aceasta. Dumnezeu așa a vorbit cu omul la început și i-a zis, stai în grădină, ți-am dat grădina pe mână, dar tu să o lucrezi și să o păzești, să o îngrijești. Cu alte cuvinte, ești responsabil față de grădina pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Ideea aceasta de responsabilitate morală, de responsabilitate a conștiinței față de orice. Cuvântul lui Dumnezeu spune, printre altele, că omului neprihănit îi este milă de animale. V-ați gândit la textul acesta? Omul neprihănit are milă. Omul neprihănit n-are reflexe de canibal. Nu. Omul neprihănit are în el o finețe deosebită care observă valoarea vieții, valoarea creației. Îi dă valoare. Poate că nu v-ați gândit niciodată la lucrurile acestea. Cu toate astea, Dumnezeu de multă vreme învăța pe creștin să fie altfel. În legea lui Moise, odată la 7 ani de zile, pământul trebuia să rămână necultivat, mulțumesc.
odată la 7 ani de zile trebuia să nu pui sămânță în pământ. Vă aduceți aminte de ce? Ca să se odihnească glia. Bă, băiete, da, tu chiar gândești așa? Nu știu dacă eu aș fi gândit vreodată așa, dacă nu m-ar fi învățat Dumnezeu că ar trebui să gândesc în felul acesta. Și odată la șapte zile, în sabatul poruncit de Dumnezeu, omul trebuia să nu muncească în așa fel încât animalele de povară să se odihnească. Omul să se odihnească. Poate că vei zice, păi bine, dacă nu mă duc la muncă, pierd financiar, pierd bani. Da, da, Dumnezeu a avut grijă să nu câștigi prea mult, astfel încât unii să câștige de să nu mai știe ce să facă cu banii și alții să nu. Ca să înțelegem modul în care Dumnezeu a creat un echilibru între noi pe pământul acesta, Dumnezeu a zis așa, în vechime, pe vremea când erau sclavi, a zis, știi, n-ai voie să înrobești un om mai mult de 7 ani. În poporul Israel n-ar fi trebuit niciodată să fie robi de 8 ani. Niciodată. Pentru că în anul al 7-lea era anul eliberării sau anul sabatic în care toți robii trebuiau să fie eliberați. Poporul acesta trebuia să se obișnuiască cu ideea de eliberare mai mult decât cu ideea de robire. Aș vrea să aveți o imagine frumoasă despre planul pe care Dumnezeu îl are în legătură cu creștinul. Observați, pe toate planurile Dumnezeu lucrează, nu doar pe un singur plan. Creștinul nu este omul care învață idei, teologie, teorie. Este omul care învață să pună în practică pentru ca viața lui să devină alta, să devină diferită. Haideți să mergem mai departe. Deci, încă o dată, ideea salvați planeta este o idee care are o mare încărcătură provocatoare pentru noi, dar ne aduce aminte, practic, de modelul existențial al lui Dumnezeu și ideea lui Dumnezeu de a salva, în primul rând, omul. Pentru că dacă salvezi omul, salvezi și planeta. Mai mult decât atât, salvarea omului presupune o nouă realitate ființială. Vom avea de a face cu un alt fel de om. De asta suntem aici. Pentru ca să vedem dacă vom rămâne vechi sau dacă vom accepta să devenim noi. Nu știu dacă știți, există un ceas atomic numit Doomsday Clock. Un ceas atomic care este construit în a doua jumătate a secolului 20 și care, din momentul în care a apărut bomba atomică, măsoară întotdeauna în mod teoretic cât timp mai avem până ne vom da cu stângul în dreptul. Iertați-mă! Cu alte cuvinte, până când noi ne vom autodistruge. În anul 2023 mi s-a spus că mai avem 90 de minute. Nu, iertați-mă, 90 de secunde. În anul 2023 The Doomsday Clock a spus că suntem la o distanță de 90 de secunde de propria noastră anihilare. Și noi construim mai departe, și noi mâncăm mai departe, și noi ne bucurăm mai departe, și noi avem visuri mai departe, și noi... În timp ce... Asta e realitatea.
pe altă parte. Uitați cam cum a fost. În anul 1972, acel cadran de măsurare a primejdiei arăta că mai sunt 12 minute. În 1972 eram la o distanță de 12 minute de un posibil final sau sfârșit al acestei planete. În anul 2002 am ajuns la 7 minute. În 2023 am ajuns la 90 de secunde. Vreau să vă întreb serios. Ce vreți să salvați? Planeta sau omul? Dacă vrem să salvăm planeta, eu nu știu dacă vom salva omul. Dar dacă vom salva omul, știu sigur că vom salva și planeta. Din cauza asta, vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu. Pentru că, repet ceea ce am spus aseară, termenul de salvare și de mântuire, cei doi termeni sunt interschimbabili. Putem spune, mântuiți planeta? Nu. Putem spune, mântuiți omul? Gândiți-vă la lucrurile astea. Haideți să mergem mai departe. În timp ce suntem la 90 de secunde de propria noastră distrugere, de autoanularea noastră, în lumea mea circulă foarte serios această ideologie. Hotărât, nu veți muri. Indiferent ce se va întâmpla, indiferent în ce situație sunteți, hotărât, nu veți muri. Cele două, eu știu, idei se bat cap în cap. Probabilitatea ca să depășim cele 90 de secunde care au mai rămas, vreau să vă întreb, posibilitatea asta sau probabilitatea asta este mare sau este mică? Ziceți, mare sau mică? Să parcurg și ultimele 90 de secunde. E mare? Sau este mic? E foarte mare. E foarte mare. E foarte posibil. Foarte probabil să parcurg și ultimele 90 de minute, de secunde. Dar probabilitatea ca omul să nu moară. Cât șansă de realitate sau de realizare are? Cu toate acestea, omul pare că ascultă mai mult de varianta asta, care este extrem de improbabilă. Nimeni n-a văzut pe cineva până acum să nu fi murit. Toată lumea moare și în legătură cu toată lumea se spune că n-a murit sau că nu moare. Eram la o mormântare undeva în Gorj, unde e prietenul meu acolo, da? Eram în Gorj și cum a fost coborât în groapă trupul mortului, eu am mai rămas puțin să mă uit fascinat de ideea asta a înghițirii unui om de către pământ. Am rămas uitându-mă acolo cu durere în suflet. Până m-am dezmeticit eu din meditația mea, m-am trezit că nu mai era nimeni pe lângă mine. Rămăsesem singur. Când m-am uitat, pentru că în mormântarea era undeva pe un delușor mic, am văzut că toți oamenii au luat-o mai la fugă la vale. Și n-am înțeles unde se grăbesc așa oamenii, că mie mi se pare că la mormântare și la moarte timpul se oprește. Așa mi se pare mie. Și eu n-am înțeles de ce timpul îi gonește pe oamenii ăștia. Cine aleargă? Și am întrebat pe groparzi, i-am întrebat, dar unde se duc oamenii ăștia? Și groparul îmi spune, păi la noi e cam așa. Se crede că cum a coborât trupul în groapă, sufletul a plecat de la om și s-a dus și dă târcoale acum pe la strașina casei. Și toți s-au dus ca să dea drumul la pomană pentru sufletul
neostoit care caută pe acolo. A, deci neacostică n-a murit. Nu, tată, e la strașină. Da. Deci, nu știu câți ori fi murit dacă n-a murit niciunul. Și acum vă rog să observați dumneavoastră, teorii peste teorii. Adică, morții sunt vii? Vii sunt morți? Cum e? Vreau să vă întreb, e ceva serios în toată treaba asta sau totul e o joacă? E ceva serios? Că dacă e o joacă, deschidem cimitire ca la Săpânța. Știți despre ce e vorba, da? Cimitire vesele. Dom'le, hai să glumim puțin, că e o joacă tot. Mircea Cărtărescu, un filozof al zilelor noastre, la un moment dat folosea termenul de apocalipsă veselă. Știți cum e asta? E cam așa, vine apocalipsa peste noi, mai sunt 90 de secunde și nu se știe ce se va întâmpla, mai sunt 90 de secunde, iar noi... Apocalipsă veselă. Totul e o glumă. Totul e o farsă. Dacă se poate, mergem la film. Dacă se poate, mai facem o scenă de teatru. Dacă se poate, de ce nu? Hai să mai râdem o dată. Auziți dumneavoastră. Dumneavoastră înțelegeți această idee filozofică. Că am găsit-o și eu pe internet, sincer să vă spun, și m-a uluit prin faptul că n-am înțeles nimic. În același timp, însă, prietenul meu călugăr de aici face din ea o filozofie întreagă în interviul pe care îl dă. El zice așa, moartea, ce e moartea? Citiți, vă rog, prima variantă. Ce e moartea? Ce înseamnă țel? Moartea este scopul vieții. Adică eu trăiesc pentru ce? Ca să mor. Da. Și pe urmă, viața, ce este? Țelul morții. Ce înseamnă țel? Încă o dată? Scop. Deci, viața este scopul morții. Adică eu mor pentru ca să... Ziceți. Eu mor pentru ca să trăiesc. Vreau să vă întreb, înțelegeți ceva? Adică în momentul în care eu mă duc la cimitir ca să mor, scopul, stai să mă mai uit odată, scopul morții, scopul vieții. Nu, ultima parte, jos. Scopul morții este ca să trăiesc. Deci eu când mor, eu mor ca să trăiesc. Vă las pe dumneavoastră, eu sunt indignat acum. Dar nu vreau să manifest indignarea. Vă las pe dumneavoastră să gândiți dacă poate să fie o mai mare înnodare a minții decât asta. Dacă poate să fie o absurditate mai mare decât felul ăsta de a gândi, cu toate acestea, așa cred marea majoritate a generației mele. Și ca să vedeți că lucrurile sunt așa și că nu doar prietenul meu de aici din poză gândește în felul ăsta, auziți, e marele artist. Îl știți? Poate că după nume nu-l știți, dar uitați-vă bine la el, că vi-l aduceți aminte, da? Vă e drag? Da, a făcut filme frumoase. V-ați delectat împreună cu el. În momentul când a devenit budist, în momentul în care a devenit budist, în momentul în care s-a făcut un discipol al lui Dalai Lama, Richard Gere spune așa, ca să vedeți cum se schimbă tot. E în funcție de ceea ce ai în minte. Așa este viața și din această lume nimeni nu scapă viu. Bun, am văzut și eu. Până aici
Suntem de acord. Mai este timp, așa că trăiți din plăcere. Sigur că trebuie să-ți placă să trăiești, dar asta e unul. Sau asta e una. Dar să trăiești din plăcere e un soi de dicton mai vechi care zice carpe diem, trăiește-ți ziua sau clipa. Fă tot ce poți aici, toate plăcerile pe care le ai. Îți trece vreo plăcere prin minte? Trăiește pentru plăcere, fără limită. Cam asta este viața, zice el. Mai departe, fiți nebuni. Păi. Fiți prostuți. Ce face? Glumește? Ce face cu mine? Că nimeni nu m-a făcut prost în față până acum. Nimeni. Iar dacă la nivel de existență mi se cere să fiu nebun sau prost, dumneavoastră știți ce mi se spune aici? Aici mi se spune cam așa. În Sfânta Scriptură, în Cartea Eclesiastului, marele înțelept al poporului Israel spune așa, că de fapt sunt trei categorii pe pământul ăsta, trei categorii filozofice, despre care filozofii nu vorbesc prea mult, dar Scriptura vorbește. Trei categorii filozofice, țineți minte, că nu-i greu. Prima categorie sunt proștii. A doua categorie sunt nebunii. Și a treia categorie, înțelepții. Trei categorii. Proști, nebuni și înțelepți. Acum, stimabilul meu îmi spune să fiu și prost și nebun, în primele două, dar nu îmi spune să fiu niciun moment înțelept. Știți care este nenorocirea mai departe? Că Eclesiastul spune așa, uite care e treaba, ai în fața ta trei coșciuge, trei. Într-unul este un prost, în al doilea este un nebun, în al treilea este un înțelept. În care dintre coștiugele astea vrei să fii? Alegeți. Poftiți? În care? În cel al prostului, al nebunului sau al înțeleptului? Ești sigur că vrei să fii în categoria înțeleptului? Pentru că noaptea, iertați-mă, pentru că moartea nu face altceva decât îi echivalează pe toți. Până la urmă nu-i nicio diferență. Știți ce anume face diferența? Spune Eclesiastul. Diferența se face la înviere. Și cine va învia, ăla e înțelept. Nimic pe lumea asta, din punct de vedere existențial, nu împarte pe oameni mai bine decât învierea. Și vreau să vă spun, rețineți, prostul și înțeleptul nu va învia, va învia doar înțeleptul. Iertați-mă, prostul și nebunul nu va învia, va învia doar înțeleptul. Oricând mie îmi spune, Richard, fiți nebuni și fiți prostuți, încep să am probleme serioase. De ce îmi spune așa? De ce îmi spune Nike? De ce îmi spune Just Do It? De ce îmi spune fă-o, orice vrei, distrează-te, fă ce vrei, întoarce lucrurile pe dos, nu contează, încearcă tot ce se poate încerca. Dacă ți-a spus cineva că ceva nu se poate, tu spune că se poate. Dacă cineva ți-a spus că se poate, tu spune nu se poate. Și toate lucrurile încearcă-le oricum. De ce așa? Unde e înțelepciunea? Fiți ciudați. Fiți voi înșivă. Nu mai este timp și pentru altceva. Încă o dată, e concept budist. Dalai Lama. Întrebarea mea este, încă o dată, e glumă sau e serios? După ce dumneavoastră dați răspuns, în mod personal, vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră gândesc așa. Nu spuneți nimic, nu ridicați nicio mână, doar gândiți-vă. Câți dintre noi gândim așa? Vreau să vă spun că suntem la un pas să fim efectiv compromiși în gândirea noastră de felul ăsta de a fi. Poate că nu gândiți așa.
Dar momentul în care întind mâna după o sticlă de alcool, în momentul în care folosesc un drog, în momentul în care calc fără bun simț poruncile lui Dumnezeu, în momentul în care nu mă mai gândesc că Dumnezeu e deasupra, nu mă mai gândesc la închinare, nu mă mai gândesc la calitatea vieții mele, în momentul în care toate lucrurile astea se întâmplă, spuneți-mi, vă rog, de ce se întâmplă? Nu cumva eu mă joc cu viața mea? Nu cumva eu îmi bat joc de viața mea? Haideți să trecem la câteva lucruri serioase. Vreți? Uitați un lucru serios. Roman 6:23. Să știe limpede toată lumea că plata păcatului este moartea. Punct. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Punct. Este un lucru serios, postulat de Dumnezeu, în care nu încape până la urmă îndoială, negociere sau altceva. Este limpede, este lege. Plata păcatului este moartea. Când cineva moare, din ce cauză moare? Poftiți? Din cauza păcatului. Păcatul este un element care distruge tot ceea ce este interior. În după amiaza asta aș vrea să vorbesc puțin despre asta. Și știți de ce aș vrea să vorbesc? Pentru că noi am ajuns să credem că păcatul este o joacă. Ca și moartea. Ne jucăm cu moartea foarte mult. Dar și cu păcatul. Că zicem așa, păcat de el. Că e frumos. Păcat de el. Și când zicem păcat, dați-mi un alt cuvânt în locul de, în locul termenului de păcat. Milă, nu? Păcat de el, mi-e milă de el. Ha? Și uite așa, păcat înseamnă că mi-e milă. Pe când Dumnezeu spune, oameni buni, termenul de păcat ar trebui să fie ceva legal, extrem de puternic. E ca și cum întâlniți în circulație semnul interzis. Nu-i voie, interzis, punct. Nu, păcatul nu e stai să mă mai joc puțin că s-ar putea să fie și altceva, nu. Păcat înseamnă interzis. Păi de ce să fie interzis? Și simplu, acolo, sub ăsta apare semnul ăla al morții care apar în zonele de otravă. Zonele de otravă, zonele contaminate atomic, le găsiți semnul acela al scheletului al morții. Interzis e moarte. Serios, Doamne? Da. Păi pe pământul ăsta al meu, în lumea asta a mea, poate să fie ceva așa de serios? Și Dumnezeu spune, da, asta este marea problemă. Pe pământul ăsta al meu, în planeta asta a mea pe care eu tot încerc să o salvez, există zone atât de serioase și atât de puternice ca și zonele contaminate atomic sau contaminate din punct de vedere al otrăvurilor chimice. E moarte. Nu vă jucați cu astea. Jucați-vă în altă parte. Luați-vă jucăriile, vă rog, de aici. Duceți-vă în altă parte. Dar nu mai stați aici. Că aici nu-i de joacă. Și Dumnezeu spune, asta e lege. Și de asta a venit legea lui. Dumnezeu ne-a dat cele 10 porunci pentru ca să pună niște stâlpi și să împrejmuiască zona de radiație. Zona radioactivă, zona periculoasă. Este împrejmuită. Când Dumnezeu spune să nu furi, nu e o problemă de greșeală. A greșit și el, a luat un știuletă de porumb. Nu. Este o problemă care se întâmplă aici. Pentru că în momentul în care furi, se întâmplă o ruptură la nivelul minții. Iei din ceea ce nu e al tău și mintea știe și conștiința știe și tu obligi conștiința să fie de acord cu tine și conștiința nu vrea și începe un război interior. Când tu minți, se întâmplă același lucru. Conștiința spune nu, eu sunt de acord doar cu adevărul, vreau să spun adevărul și din nou se produce o luptă interioară, o rupere interioară în care conștiința se luptă cu tine și tu cu conștiința ta. Câți dintre noi avem lupte de felul ăsta în interior? În momentul în care pleci de acasă și te duci cu nevasta altuia. Nu e o problemă că e o aventură de o noapte. Stai să vezi că s-a întâmplat ceva. Nu, e o problemă de conștiință. Se rupe ceva aici. Legământul pe care tu l-ai făcut cu soția ta se rupe. Și tu știi treaba asta. Și o simți. Și este o luptă interioară teribilă, extraordinară. Și urmele rămân. Și să nu te miri dacă mai târziu vei avea depresie. Este vorba de problemele despre care le-am discutat la început.
Vei intra în depresie, vei intra în probleme datorită faptului că se produc rupturi interioare și lupte interioare care nu se vor termina curând. Cine le va rezolva? Cine le va rezolva? Haideți puțin să intrăm în zona asta a păcatului, să înțelegem puțin mai bine despre ce este vorba. Contextul păcatului. În Geneza capitolul 4 cu 6 este prima dată când Dumnezeu stă de vorbă cu Cain după momentul căderii în păcat. Cain și Dumnezeu. Dumnezeu, deci, se supără cu fratele său pentru prima dată, este supărat până la maxim, aproape și iese din fire, și în momentul acela, la nivelul conștiinței lui, începe un dialog în care Dumnezeu intervine și îi spune așa, foarte interesant, când Dumnezeu nu te lasă în pace, știi? E supărat până nu mai poți și ai vrea să te lase în pace și în momentul când e supărat îți apare un gând în memorie și spune, păi băi, stai că nu faci bine, oprește-te puțin, stai puțin. Și nu-ți vine să stai, că ți-a sărit. Ți-a sărit ce? Siguranța. A? Ți-a sărit siguranța, ți-a sărit țandăra, nu mai poți, trebuie să faci ceva, trebuie să sari în sus. Și Dumnezeu îi spune așa, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Într-o lume făcută frumos de Dumnezeu, oamenii trebuiau să zâmbească, oamenii trebuiau să fie fericiți. O față posomorâtă era un lucru străin și iată-L pe Dumnezeu care îi spune, păi Cain mă, ce-i cu tine mă, de ce ți s-a posomorât fața? Apropo, dumneavoastră, de ce aveți fețele posomorâte? Asta e toată problema. Nu vă obișnuiți cu fața posomorâtă. E un sindrom al unei lumi în conflict cu ea însăși. Și Dumnezeu pornește mai departe și spune, nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Binele produce până la urmă bine. Nicio problemă. Dar dacă faci rău, păcatul e la pândă. Observați dumneavoastră că răul nu-i tot una cu păcatul? Observați? Sunteți atenți la mine? Răul nu-i tot una cu păcatul. Zice așa, când faci răul, păcatul pândește la ușă. Când faci răul, apare dorința păcatului, ai vrea să faci păcatul. Dar tu să-l stăpânești. Să fie foarte limpede, păcatul poate să fie stăpânit înainte să fie făcut. După ce l-ai făcut, nu mai poți să-l stăpânești. Orice păcat poate să fie stăpânit înainte, de-aia se duce lupta la nivelul conștiinței, de-aia apare Duhul Sfânt și îți spune, omule bun, fii atent că păcatul pândește. Bun, păcatul pândește și vorbim și vom mai vorbi. Păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Când ai făcut răul, răul te duce cât pe aici să calci legea lui Dumnezeu și acolo e prea târziu. Dar răul ce e? Răul este o zonă în care păcatul devine foarte ușor de înfăptuit. Spre exemplu, n-am alt exemplu să vă dau, îmi pare rău, dar dumneavoastră puteți să mergeți mai departe. Dacă eu mă duc într-o crâșmă, e bine sau e rău? E bine sau e rău? De ce e rău? Nu, de ce e rău? Pentru că în momentul în care intru într-o crâșmă, auziți, păcatul pândește la ușă. Mai ales dacă ai fost alcoolic și ai mai trecut pe acolo de nu știu câte ori. Da? Dorința lui se ține după tine, în zona de crâjmă. Toate lucrurile sunt făcute acolo încât să-ți fie ușor să întinzi mâna și să bei. Răul este zona în care păcatul devine foarte accesibil, foarte frumos. Dă peste tine dacă vrei. Da? Dumnezeu vorbește la un moment dat cu Adam și Eva în grădina Edenului. Știi ce? Vezi, ți-am pus în grădină pomul cunoștinței binelui și răului. Tu să nu te duci pe acolo. Dar de ce să nu mă duc, Doamne? De ce să nu mă duc? Dacă nu s-ar fi dus Eva prin zona aceea,
Spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat. Ce ar fi pierdut Eva dacă nu s-ar fi dus la pomul cunoștinței binului și răului? Ar fi pierdut ocazia să fie ispitită. Ăsta este rău. Părinții întotdeauna încearcă să vadă lucrul ăsta și când își văd copiii că merg spre foc, ei înțeleg că copiii lor merg spre rău. Și înțeleg că nu fac bine. Copiii nu s-au ars încă. Când s-au ars, e târziu. Dar faptul că se duc, se îndreaptă spre foc, ăsta e zona de rău. Direcția este rea. Nu e direcția bună. Direcția bună e exact în partea cealaltă. Și mama îl ia și îl pune, îl întoarce invers și zice, hai, mergi încolo. Și merge încolo și mama se întoarce cu spatele și el tot acolo se duce. A doua, a treia. Până când mama, care calcă puțin mai încolo, calcă rufe, aude odată un strigăt. A, și știe că s-a întâmplat. Asta e păcatul. Te arzi. Și poate că n-ar fi nimic dacă doar te arde. Că copilul după ce s-a ars, a învățat ceva. A doua oară nu mai pune mâna. Asta e ok. Dar vă spuneam, cu păcatul e ca cu lepra. Și în Biblie, păcatul e asemănătorul cu lepra. Și la lepră este limpede. Vă aduceți aminte? Dacă eu sunt lepros și mă duc la prietenul meu și întind mâna spre el să-l ating, în anumite cazuri de lepră, când lepra este extrem de contagioasă, el se infestează instantaneu. Singura șansă a lui este ca înainte eu să mă ating de el să se hotărască dacă vrea să fie lepros sau nu. Și dacă vrea să nu fie lepros, trebuie să fugă de mine o viață întreagă. De fapt, leproșii trebuiau să strige pe unde mergeau, necurat, necurat, necurat. Ca aceia care vroiau să nu ajungă niciodată leproși să fugă. Dacă odată i-a trecut prin minte, dar ia să văd și eu cum e lepra și mă lasă să mă ating de el și după două ore se răzgândește și zice, dar nu mai vreau să fiu lepros, mai poate? Nu. E pentru veșnicie, pentru totdeauna, până la sfârșitul zilelor, lepros. Și va muri de lepră. Ăsta e păcatul. Păcatul nu e foc, păcatul e lepră. Te atingi de el, te-a mâncat. De asta Dumnezeu aduce legea sa și încă o dată vă spun, face un gard în jurul zonei acesteia infectate și spune, omule bun, nu intra aici, că aici e moarte. Și eu mă uit bine la legea lui Dumnezeu și zic, dar hai să mă joc puțin pe marginea ei. Și începe jocul, stai să vezi că nu e așa. Și când mă joc mai tare, vine cineva și mă și împinge încolo și zice, Nike. Și zice, just do it. Și mă și împinge, știi? Și ajung acolo și gata. Haideți să vedeți cum e cu păcatul mai departe. Adevărat vă spun, le-a spus Iisus în Ioan 8, ăsta-s cuvintele Domnului Iisus Hristos, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Cu păcatul nu te joci. Rezultatul păcatului e robia. L-ai făcut odată, ești rob. E ca cu lepra. Te-ai atins deodată, rămâi lepros. Păcatul nu-ți dă drumul. A pus mâna pe tine și acolo stai. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți oamenii au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți sunt sub gheara aceasta, toți sunt sub robia asta. Mai departe, Sfântul Apostol Pavel zice în Roman 7, văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Vă rog să observați că păcatul e o lege. Cu păcatul nu te joci. Păcatul are principiile lui, are forța lui, are legislația lui. Te ține, te bagă în pământ. Te separă de Dumnezeu. Îți dă moartea. Vă dați seama de ce Satan dorește atât de mult ca eu și cu tine să păcătuim? El vrea ca noi să păcătuim datorită faptului că prin păcat noi ne întărim robia. Asta e problema. Ne întărim robia.
La fiecare păcat pe care îl adunăm sau îl adăugăm celorlalte, îmi întăresc robia, îți întărești robia. Va fi din ce în ce mai greu să ies de acolo. Sunt din ce în ce mai multe fire care mă țin legat. Robia e teribilă. În Evanghelia după Marcu, capitolul 5, este una dintre imaginile cele mai vii în legătură cu unde poate să ajungă un om sub puterea păcatului. În Gadara, Iisus Hristos se întâlnește cu doi oameni care se aflau sub puterea păcatului sau erau posedați de demoni. Pentru că aici se ajunge. Dragii mei, sunt două lucruri diferite. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, vei ajunge să fii după chipul Lui. Dacă iubești păcatul, vei ajunge să moștenești alt chip. Vă rog frumos să urmăriți chipul ăsta. Este teribil, terefiant, dar merită citit ca să știm diferența între a fi după chipul lui Dumnezeu sau a fi după chipul celuilalt. Auziți? Au ajuns pe celălalt țărm sau pe celălalt mal al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Stăpânit. Un om care nu-și mai poate permite să zică, uite, acum vreau să fiu liber pentru 2 ore, pentru 3 ore. Nu, nu mai poate. Este celebra piesa lui Faust, când un om și-a vândut sufletul pentru ca să câștige toată lumea și așa mai departe. Omul este stăpânit, omul este rob. Omul acesta își avea locuința în morminte, nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Dezordinea lui emoțională, dezordinea lui afectivă era așa de puternică, încât omul acesta nu mai era controlabil, nu mai era guvernabil, jumătate nebun. De multe ori fusese legat cu picioarele în obezi, cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele, sfârmase obezile, nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte pe munți, țipându-se și tăindu-se cu pietre. Fenomenul ăsta al automutilării, al tăierii, știți că este destul de comun până în zilele de azi? În spitalele de psihiatrie, spitalele de psihiatrie sunt pline de persoane care se taie cu lama, își fac tăieturi. Și dacă îi întreb de ce, ei spun, în felul ăsta este un mod de auto-autentificare a mea însumi. Durerea mă face să știu că exist și așa mai departe. Tot felul de motive din astea pe care personal un om cât de cât echilibrat nu le poate înțelege. El n-are nevoie să se taie ca să-și dea seama că există. Ajunge să meargă să-și facă o casă. Și când face o casă, își dă seama că există. Da? E simplu. Da? Dar asta este. Țipând și tăindu-se cu pietre. Aceeași manifestare de atunci până în ziua de azi. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: ce am eu de a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Vreau să băgați de seamă că pentru o mulțime de oameni prezența lui Iisus Hristos este un chin. Nu e de mirare că foarte mulți dintre noi nu vor să se pocăiască. Există un element de respingere foarte puternic al lui Dumnezeu, de neplăcere față de Dumnezeu. Și cu câtă vreme noi vom respecta și vom trăi în această zonă de neplăcere față de Dumnezeu, cu atât mai mult ne vom obișnui cu nedumnezeirea, ne vom obișnui cu păcatul, ne vom obișnui cu altceva care pune stăpânire pe noi. Iisus îi zicea: duh necurat, ieși afară din omul acesta. Și îl întreabă Iisus Hristos: care ți este numele? Numele meu este Legiune, pentru că suntem mulți. Imaginea este deosebit de cutremurătoare.
Nu unul, nu doi, mulți, o legiune. Vă dați seama că omul care ar trebui să fie templul lui Dumnezeu ajunge un templu de felul ăsta? Că nici nu-mi vine să-i zic. Avem două posibilități, repet, ori să fim templul lui Dumnezeu în care să stea Duhul Sfânt, că așa zice, vom vorbi despre asta mâine seară, sau să stăm așa încât casa noastră, ființa noastră să devină un loc în care influențe supranaturale, dar de origine rea, rele, demonice, să se manifeste, astfel încât eu să devin o interfață a lumii demonice. Eu să devin o interfață a lumii demonice. Despre asta este vorba. Cu cât înaintăm în istorie, cu cât înaintăm spre un punct terminus, cu atât această realitate devine mai dramatică pentru viața noastră. Din ce în ce mai mulți oameni ajung aici, în situația asta. Ar fi multe de spus. Trăiesc foarte aproape de Los Angeles. În ultima vreme am văzut cu ochii mei formându-se adevărate triburi noi de persoane sau de ființe subumane. Ei locuiesc sub poduri, locuiesc în zonele doznice ale marilor orașe. Sunt persoane care consumă droguri, sunt persoane care trăiesc numai și numai într-o stare alterată a conștiinței, nu știu de rușine, pe jumătate dezbrăcate, nu îmbrăcate, dezbrăcate, inconștiente de realitate, mai mult flămânde decât sătule, pentru că fiecare bănuț îl dau pentru ca să își asigure doza de drog, slabe, locuind sub pomi, dorind să salveze planeta, majoritatea lor sunt green. În pomi se atârnă, nu știu dacă știți cum le numiți, eu personal îmi scapă acum, nu mi-aduc aminte, dar sunt acele obiecte care se pun afară și când suflă vântul, ele sună frumos. Și sunt bucățele de sticlă, bucățele de metal, care sună frumos când bate vântul. Unii le pun afară la ușa casei și așa mai departe. Când treci printre ei, toți pomii au așa ceva. Și la început m-a șocat lucrul acesta și după aceea mi-am amintit. Acestea sunt folosite inițial în triburile din jungla amazoniană pentru îndepărtarea spiritelor. Și toți au așa ceva. Surprinzător este următorul lucru. Triburile astea se formează sub poduri. Vă spuneam, aproape sub underworld. Undeva jos, se ascund. Deasupra este zona cea mai civilizată a lumii. Blocuri cu nu știu câte etaje, oameni învățați de tot felul. Chiar și cei care sunt jos sunt oameni învățați. Pentru că sunt oameni cu facultate, sunt oameni care au avut experiență, unii dintre ei bogați altădată, dar care au ajuns aici datorită faptului că n-au putut să mai iese de sub robia unui viciu și l-a ținut viciul respectiv rob ca în menghină. Mi s-a spus mai de mult la școală că în jungla Amazonului triburile respective sunt formațiuni umane insuficient dezvoltate. Adică au rămas la nivelul de om de Neandertal. Și eu am crezut. Acum, de când am văzut triburile astea care se formează acum acolo, mi-am dat seama că se poate și invers. Se poate să fi fost odată oameni serioși, învățați, așa mai departe, dar datorită robiei păcatului să ajungă într-o formă subumană. Vă aduceți aminte, serile trecute am vorbit despre faptul că Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor, vă amintiți? Nu zice păcătoase,
zice, blestemate. I-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Și ajungem aici. Aș vrea să înțelegem drama acestei situații și cât de fără nădejde și fără speranță suntem. Avem soluții? Aș vrea să vă întreb, credeți că e o problemă cu situația noastră sau nu? Mai trebuie să mai rămânem la nivel de problematică sau putem trece la soluții? Pentru că la soluții vreau să le trecem repede de tot. Haideți să le vedeți. Dumneavoastră sunteți suficient de agili pentru ca din soluțiile acestea să luați ceea ce vă este necesar. Dragii mei, iertarea costă. Dacă avem nevoie de iertare ca ființă umană pentru că am făcut niște alegeri proaste și vrem să ne schimbăm viața, trebuie să nu uităm un lucru, că deși iertarea ajunge la noi gratis, ea costă. Auziți? Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne, dar la Tine este iertarea ca să fii de temut? Este un nou concept. Dumnezeu iartă și în momentul în care iartă, Dumnezeu își arată puterea Lui prin a ierta. Majoritatea lumii cred că a ierta înseamnă să fii slab, înseamnă o slăbiciune. Aici textul spune, dacă ierți, ești puternic. La tine este puterea ca să fii de temut. Punctul 2. Habacuc 3:4. Strălucirea lui Iisus Hristos este ca lumina soarelui. Din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Apropo, de ce din mâna Lui? În dimineața învierii, Mântuitorul se arată ucenicilor și le spune, nu credeți că am înviat? Veniți și pipăiți-mă și veți vedea. Când le-a spus, veniți și pipăiți-mă, la ce făcea referire? Să pipăie ce? Semnele cuielor în palmele sale și în coasta sa. Și aici textul spune, fiți atenți, acolo este ascunsă tăria Lui, puterea Lui. Marea majoritate a oamenilor au zis că Iisus Hristos, când a fost pe cruce, a pierdut. În realitate, Dumnezeu spune, acolo este toată tăria Lui. Ai nevoie de tărie, ai nevoie de putere. Uită-te la crucea lui Iisus Hristos. Acolo, în mâinile sale, se află toată puterea de care ai nevoie. La El e toată puterea de care ai nevoie. Dragii mei, se spune, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu ne-a răscumpărat. Răscumpărarea distruge toată puterea păcatului. Citiți din nou cu mine acum, repede de tot. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur ați fost răscumpărați din felul vostru deșert de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Se numește tradiție. Țineți minte, se numește tradiție. Felul de viață moștenit din generație în generație. Așa e la noi în Oltenia, așa e la tine în Moldova, așa e la tine în Banat, așa e la tine în Transilvania. Tradiție. Și Dumnezeu spune, v-a scos de acolo, că este, v-a răscumpărat din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniște răți. Pentru că ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mierul fără cusur și fără prihană. Răscumpărați, scoși dintr-un mod de viață, nu mai țineți, nu mai depindeți acum de modul de viață al satului, al comunei, al părinților, al unuia, al altuia. Sunteți al lui Iisus Hristos. Puterea Lui de a frânge păcatul cu toată forța Lui ține de răscumpărare. 1 Corinteni 6. Extraordinar. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? V-ați pus vreodată întrebarea ce înseamnă să fii templu al Duhului Sfânt? Ce înseamnă să nu fii templu al unui alt Duh? V-ați pus vreodată problema asta? Vreau să vă spun că textul ăsta este în stare să revoluționeze o societate întreagă. Dacă mă întrebați sau dacă întrebați generația mea cine sunt eu, generația mea spune, domne, ce să fiu... Bunicul meu a fost maimuță. Și tu? Înțelegi pe linia evolutivă, mă refer, pe linia evolutivă.
Bun, dacă el a fost maimuță, tu ce ești? Probabil maimuțoică. Nu se poate, prea mult departe nu ești. Dar haideți că nu e așa. Textul spune, sunteți temple ale Duhului Sfânt. Diferența este cosmică. Una este să fii o profanare existențială și alta este să fii un sfânt existențial. Alta este să fii un templu. Nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Vă rog să băgați de seamă, răscumpărarea te scoate de sub păcat, dar te scoate și din propria ta posesie. Nu ești al tău. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Vreți să reducem puțin situația la absurd? Îmi place uneori, aici mă joc puțin. Dar vreau să vă întreb, este cineva aici care fumează? Să-mi ridice mâna sus, dacă este. Vă mulțumesc, perfect. Am măcar o persoană. Ai fumat vreodată în biserică? De ce? Nici frică, nu se potrivește. Păi dacă tu ești templu al Duhului Sfânt, de ce fumezi în biserică? Înțelegi? Încă o dată, e un joc. Dar e o realitate. Are o doză de realitate. Același lucru cu băutura. Este cineva care bea? Tot tu. Mulțumesc. Același întrebare. Păi ai băut vreodată în biserică? Și toți prietenii mei spun, băi, bei pe oriunde, dar în biserică nu. Dacă tu ești templu al Duhului Sfânt, de ce bei în biserică? Nu se potrivește, omule bun. Ne permitem să facem unele lucruri datorită faptului că nu avem noțiunea înaltă, frumoasă, autoprețuirea pe care Dumnezeu ne-o dă. Că dacă aș ști că sunt un templu și că picioarele mele duc pe stradă un templu al lui Dumnezeu, pe știți cum aș păși? Vă puteți imagina cum aș merge? În cartea lui Iov, la un moment dat, Iov spune așa, să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu ca un prinț. Nu mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu ca un speriat, ca un stresat, ca un terifiat care de-abia mi-e frică că mă bate Dumnezeu. Nu! Mă duc înaintea lui Dumnezeu ca un prinț, ca un prinț răscumpărat, ca un om care îl proslăvește pe Dumnezeu, ca un templu al lui Dumnezeu. Extraordinar! Lăsați Scriptura să vă îmbogățească viața, lăsați Scriptura să vă dea o nouă dimensiune a existenței, să vă facă să trăiți pentru lucruri mai frumoase și mai bune, că ne-am săturat să fim blocați într-o zonă a dependenței în care păcatul ne ține robi, într-o posesie inumană aproape. Și mă apropii de încheiere, frații mei, Dumnezeu a osândit păcatul trimițând pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. De ce a venit Iisus Hristos? Ca omul care nu putea să iasă de sub robia păcatului să ajungă să trăiască împlinind legea lui Dumnezeu în viața lui. Legea lui Dumnezeu în viața unui om înseamnă o nouă calitate, o nouă perspectivă, o nouă exigență și spune, Domnule, nu mai trăiesc după legea păcatului și a morții, ci trăiesc după legea lui Dumnezeu. De asta a venit Iisus Hristos aici. A venit aici ca legea lui Dumnezeu să se împlinească în viața mea și în viața ta, iar eu să fiu fiul al lui Dumnezeu. Ultima afirmație de jos, Roman 7:14. Legea lui Dumnezeu este duhovnicească. Adică cum? Este compatibilă cu Duhul Sfânt. Templul tău sau corpul tău este un templu al Duhului Sfânt, iar legea lui Dumnezeu este ea însăși duhovnicească, adică compatibilă
cu Duhul Sfânt. Ele se potrivesc acum. Nu mai sunt în vrăjmășie, sunt împreună. Pentru că trăim după îndemnurile Duhului Sfânt, nu după îndemnurile firii pământești. Este cea mai frumoasă eliberare pe care ființa umană o poate găsi. Vreau să te întreb, nu vrei să cunoști eliberarea asta? Drumurile se împart să fie limpede. Trăim un moment de răscruce și la răspântia asta, unii o iau în stânga, unii o iau în dreapta, unii o iau spre chipul lui Dumnezeu, alții o iau spre chipul păcatului, unii vor fi fii ai lui Dumnezeu, alții vor fi omul fără de legi. Ne împărțim! Ne împărțim! Este vremea să ne trezim puțin în momentul acesta, pentru ca înainte să ne alegem drumul, să ne știm ținta. Și în funcție de țintă să hotărâm și să decidem. Amin? Amin. Doamne, aș vrea din tot sufletul să nu fie niciunul dintre noi aici în seara asta care să mai meargă mai departe pe un drum al robiei. Să nu fie nimeni în seara asta aici care să nu meargă pe un drum al eliberării împreună cu Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem că e o problemă, dragii mei, și că nu ne putem juca. Nu ascultați pe oamenii care se joacă. Ei sunt modele teribil de proaste. Ascultați-L pe Iisus Hristos, care preia lucrurile în mod serios și vorbește serios cu fiecare dintre noi, pentru că ne vrea libertatea și ne vrea o viață mai bună. Mai zic o dată, amin.